Așa cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, candidatul social-democraților pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara, președintele Partidului Social-Democrat Hunedoara, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat la nivel național, parlamentar, adică membru în Camera Deputaților, și vorbesc deja de vreo 45 de secunde despre domnul Laurențiu Nistor. Bine ați venit! Bine v-am regăsit, salut cu deosebit respect pe toți cetățenii din Valea Julii și din județ care ne urmăresc la această oră, și a spus candidatul, viitorul președinte al Consiliului Județean. Păi, candidat deocamdată, lăsați oamenii să aleagă. Eu deja transmit viitorul președinte al Consiliului Județean. Ați spus-o în premieră sau ați mai spus-o undeva? Să știu dacă e breaking news sau cred că e breaking news. E breaking news. La dumneavoastră fac breaking news. Nu a venit singur domnul Laurențiu Nistor, alături de domnia sa, domnul deputat Ilie Toma, membru vechi al Partidului Social Democrat. Bine ați venit! Strădumirile doamnelor, bună ziua domnilor! Bine v-am regăsit, domnule director Dragotescu. Mă simt onorat că mă aflu în acest studio. Sincer vă spun, alături de colegul și conducătorul nostru de partid, care întotdeauna ne-a întins o mână, onoarea este cu atât mai mare cu cât, știți, este foarte greu să intri în teren la firul ierbii cu un Hagi al politicii românești și arbitrat de Ion Crăciunescu, știți? Aici mă simt onorat că fac parte din formula de excelență de astăzi din studioul dumneavoastră, dar în același timp mă simt puțin împovărat pentru că sunteți cei mai experimentați jurnaliști și politicieni, iar eu trebuie să țin și eu trena sus cu dumneavoastră. Dacă ziceați numai de domnul Nistor, vă contraziceam, dar mi-ați spus mie Crăciunescu, acum sunt mai liniștit. Deci cel mai bun arbitru cu cel mai bun fotbalist român considerat. Spuneți-mi, domnule Nistor, înțeleg că veniți de la Aninoasa, acolo este campanie electorală, adică sunt alegeri la Aninoasa. Din punctul meu de vedere, sigur că dacă ar fi posibilitatea să nu fie alegeri, să zicem așa, să fie direct, spune cetățeanul, da, pot considera de astăzi, de când am participat de azi dimineață de la ora 9 și până acum când am venit la dumneavoastră la televiziune, am fost la Aninoasa să-l susținem pe candidatul nostru și vreau să vă spun că ne-am întâlnit cu sute de oameni, bun înțeles, fac precizarea foarte clară că am respectat în totalitate legea, am fost cu mască pe față, aveam distanța, eu nu spun niciodată, nu-mi place să spun distanță socială, că nu-mi parcă, nu-i bine distanța, distanța legală, mai bine așa spus, 1,5 metri, dar ne auzeam foarte bine și sunt mândru de cetățenii din Aninoasa, sunt mândru de primarul nostru, ce a făcut pentru ei, și spuneau cetățenii din Aninoasa: domnule președinte, să dea Dumnezeu să ajungeți președinte și veți ajunge, dar să ne mai ajutați încă cu câteva blocuri care stau să cadă pe beți oameni. Cine să mai stea în blocuri? Vreau să vă spun că ritmul de depopulare e accelerat. Cele 10 blocuri pe care au fost reabilitate, și știți bine că în urmă cu 2 ani de zile, datorită stratului mare de zăpadă, a căzut acoperișul. Era să se întâmple o nenorocire. Sigur că astăzi arată foarte bine. Cetățenii sunt foarte mulțumiți, iar cei lanți care nu s-au renovat blocurile, mă rugau și le-am promis 100% că mă voi ocupa să rezolvăm și celelalte blocuri. Ați fost chiar pe terenul contracandidatului dumneavoastră? Da, mă uitam. Chiar mă uitam. I-am văzut undeva o poză pusă al contracandidatului meu, o poză pusă chiar pe un gard a unei locuințe. Înseamnă că au avut acceptul acelui om care stătea acolo. Am văzut și la panou, dar se părea și în poză cam trist. Nu știu de ce. Mai ales la el în Aninoasa spuneau cetățenii de acolo că nu l-au prevăzut. Nu știu, domnul David, mai treceți și până în Aninoasa, că e bine totuși. Sunteți din Aninoasa și e bine să vă cunoască cetățenii de acolo, că altfel... Cred că cunosc în Aninoasa și pe dumneavoastră vă știe lumea în Șoi Mușa. Pe mine m-am mirat. Și pe mirat, domnul Toma m-am mirat, rău, nu? Domnul Ionuț. Sau de unde sunteți? Efectiv, m-am mirat faptul că... Hunedoara, mână rău. Mână rău, nu hărău. Nu, Hunedoara este localitatea de Bașeni. Rău este prietenul la domnului. Știu. Au... Am evoluat împreună. Da. Deci, în acest vreau să repet, sigur, după această glumă frumoasă cu prietenul domnului Toma, asta este, fiecare avem prieteni. Și a dumneavoastră a spus că da, v-ar strânge în brațe. Da, mi-a spus și
Da, v-am spus-o și o repet. Eu nu îmi doresc să mă strâng în brațe. Nu mi-am dorit nici acum vreo 25 de ani. Acum, în detaliile astea, nu intrăm. Nu intrăm, sigur că nu. Dar revenim la Ninoasa. Vreau să vă spun că cetățenii se vede pe fața lor, sunt mulțumiți de primarul lor, de modul în care a acționat primarul Dunga, Nicolae, de modul în care stă de vorbă cu oamenii, le ascultă și le rezolvă problemele. Ne-au mulțumit extrem de mult și am rămas chiar mirat când de la distanță, domnul Nistor, nu trece și pe la noi. Lumea mă cunoștea și în Aninoasa, fiindcă de multe ori am fost, nu este pentru prima dată. Ba mai și spuneau cetățenii ce ne bucură faptul că nu veniți din 4 în 4 ani la noi, ceea ce spune mult. Dovadă că am fost mai des la ei și mă cunosc. Sigur că a fost o campanie frumoasă, o campanie în care am auzit și lucruri poate care, să zic așa, nu ne plăceau, să nu erau pe placul nostru. Dar orice lucru, dacă îl asculți, îl analizezi, pe fiecare cetățean îl asculți în parte, e o treabă foarte bună. Și un politician care se crede că vrea să facă ceva pentru oameni, în primul rând trebuie să asculte glasul oamenilor. Fiindcă asta spune foarte mult. Eu, de când am fost primar din 1990, în permanență am lucrat cu cetățenii comunii, pe urmă ce am fost deputat, în permanență am fost în comunele, satele, orașele, municipiile din județul Hunedoara și am cunoscut mii și mii de oameni. Niciodată nu mi-a fost teamă să intru în discuție cu cetățenii. Ar fi culmea pentru un om politic să-i fie teamă să intre în discuție cu cetățenii. Domnule Toma, cum este această campanie electorală? Dumneavoastră nu candidați, dar umblați cu susținutul și într-o parte și în alta. Cum vi se pare această campanie? Cu susținutul, adică susține când pe unul, când pe altul, candidații Partidului Social Democrat. Asta înseamnă să fim o echipă. Și asta înseamnă. Stimate domnule director, eu nu am susținut decât colegii din Partidul Social Democrat. Eu ce parte zic? Parte din Partidul Social Democrat. Indiferent în ce instituție am lucrat, în ce entitate economică, nu a avut importanță. Din 1997 sunt membru al Partidului Social Democrat și am participat aproape la toate campaniile. Probabil la începutul carierei politice nu am fost foarte activ, știți cum sunt tinerii, sunt mai puțin interesați de politică, dar vedeam oamenii, poate la vremea respectivă, cu experiență egală ca și a mea, cu pregătire profesională, cu experiență profesională și probitate profesională egală, care mergeau și făceau politică. Și în acel moment, probabil că am decis și eu să intru mai departe. Nu am făcut parte decât în acest partid, mi-am susținut colegii și, cum v-am spus, m-am simțit onorat la rândul meu în momentul când președintele Laurențiu Nistor a avut acea încredere în mine de a-mi propune să merg alături de dânsul și de colegii noștri în Parlamentul României. Să știți că pentru mine a fost o mare onoare, dar în același timp nu m-am simțit foarte confortabil, că nu este ușor, v-am spus, să mergi la o ștachetă ridicată foarte sus, pentru că colegii din Partidul Social Democrat au pus întotdeauna sufletul pentru oameni, au fost alături de oameni. Și niciodată nu au făcut ceva care să nu favorizeze pe marea majoritate în sensul legal al cuvântului, în sensul bun al cuvântului. Vă aduceți aminte că eram directorul casei de pensii și veneam foarte des în orașul Petroșani. Apropo, orașul Petroșani este și orașul studenției mele. Aici ați făcut facultatea? Da, am făcut la universitate, la dumneavoastră. Nu arătați încolo, că e chiar aici. Este chiar aici. Sunteți chiar aici. Probabil puțin... În stânga, trebuie să arate în stânga. Eu nu cred că n-a fost și pe la etajul ăsta, că erau cămini de fete pe vremuri. Nu, erau și laboratoare și cabinete pe vremuri. După ce a fost căminul de fete... A fost folosit jumătate din invitații mei și au cunoscut soțiile. Domnul Ionuț, vedeți cât a fost de serios domnul Toma? Știe că aici au fost laboratoarele, fel și fel de teme pe care le dezbăteau aici. Nici de cum domnul Toma nu își amintește de căminul de fete. Și amintește, dar spune că a fost mai demult. Sigur că da, și de cele două cămine de jos, sper că arăt bine direcția de data aceasta. De data asta, dar da. Să trecem tot în acea direcție, era și casa de pensii, unde mă întâlneam cu asociațiile de pensionari și pe această cale salut pe cele două asociații mari de pensionari din Valea Jiului, conduse de domnul inginer Portopan și de domnul profesor Simeon.
Acolo, să spun așa, mi-am mâncat pâinea casei de pensii și îi mulțumesc încă o dată domnului președinte Laurențiu Nistor pentru că de câte ori a fost invitat și dânsul a avut timpul necesar, a fost și a participat cu mine. De acolo au plecat toate acele legi de suflet pentru pensionarii din Valea Jiului, pentru că vreau să vă spun și eu, la baza strămoșilor mei am avut un strămoș care a fost miner și care și-a pierdut viața pe front. Și eu am stimat foarte mult acest lucru. Lucrând în măruntaiele pământului, ai plecat în primul război mondial, ți-ai dat viața pentru țară. Nu aș putea fi altfel decât ceea ce m-am învățat în familie să fiu. Să fii legat de oameni, să fii cu oamenii. Domnul Laurențiu Nistor, nu l-am auzit niciodată jignind familiile colegilor din opoziție. Oare un om care are demnitatea de a merge mai departe, deși este lovit, deși este jignit pe nedrept, în majoritatea cazurilor, nici nu cred că există vreun caz în care să fi avut vreun argument și să-l fi jignit, a mers mai departe și a fost cu oamenii și pentru oameni. Eu nu am văzut pe domnul președinte Laurențiu Nistor să spună, ca și ați amintit de preamărita Carmen Hărău, senatorul nostru de liberal, da, care a spus că a văzut titulatura asta. Păi, din ceea ce face, din experiențele dânsei. Ați copilărit împreună. Și... am și copilărit împreună, nu asta se spune, dar mă loveau lacrimile. Acum când plângea aici la dumneavoastră în studio și spunea că a văzut... aici. Ba da, plângea. A văzut șerpi în Valea Jiului, în timp ce domnul Laurențiu Nistor încerca să facă legea grupelor de muncă, grupelor de subteran și să acorde sporurile necesare, atât de drepte care nu erau acordate pensionarilor din Valea Jiului. Nu l-am văzut niciodată pe domnul Laurențiu Nistor să vadă cuiburi de dihori la casele locuitorilor din Valea Jiului. Laurențiu Nistor venea și încerca să facem acele amendamente în noua lege a pensiilor prin care să acordăm acordul global. Și pensionarii știu foarte bine despre ce vorbesc. Nu l-am văzut pe domnul Nistor să spună că a văzut acele vaci vagabonte, că nu l-am văzut niciun, în Valea Jiului, prin care locuitorii din Valea Jiului fugeau luptându-se pentru o cană de lapte. Hai să fim serioși. Cum poți să vorbești așa despre locuitorii Văii Jiului? La urmă urmei, locuitorii Văii Jiului ne-au dat un vot. Ne-au dat un vot de încredere să reprezentăm în Parlamentul României. Stimați locuitori din Valea Jiului, vă spun cu mâna pe suflet. Și eu și președintele Laurențiu Nistor, nu o să vă uităm niciodată. Am fost alături de locuitori din Valea Jiului. Îmi cer o scuze pentru cei care vă jignesc. Eu n-am văzut nici dihori, nici șerpi, dar n-am auzit nici alte. Să știți că dumneavoastră îmi probodiți bine în poveste. Nu vă vădesc să știți. Eu nu am auzit niciodată realitățile la pe ceea ce vorbim de dihori sau de șerpi. A vorbit și nu pot să-mi că totdeauna m-ați făcut caracter vulcanic. Nu sunt un caracter vulcanic, sunt un om, vă spun încă o dată, pentru oameni. Dar vulcanic, când simt v-a stârnit, nu vă mai putem opri. Simt că auzi eu și domnul Mișor. Jigniți semenii mei, întotdeauna să vă spun ceva. Săriți, eu vă spun de ce așa pornit. De ce? Am asistat la o discuție între cei doi colegi, între domnul Toma și doamna Carmen Hărău. Și ne povestea domnul Toma cum o ducea de mână la grădiniță pe doamna Hărău. Și de atunci mi-am dat seama câte iubire s-a înfilipat de tineri între ei. Bă, da, seama. Păi și eu mă gândesc. Nu am cu nimeni nimic și respect. Este normal să-și aduc aminte cu atâta dragoste. Și patos în același timp. Vedem că e vorba și de patos. Nu poți să dai un vot de încredere neperformanței contra performanței. Este singurul lucru pentru care... Bun, domnule Nistor, haideți să clarificăm noi amândoi un lucru. Vis-a-vis de acel moment 2016, pentru că acum sunteți aici, vă întreb pe dumneavoastră, îl lămurim și trecem mai departe. A fost un moment în care dumneavoastră ați fost președintele Consiliului Județean și ați ales să mergeți în Camera Deputaților. De fapt, să candidați, că nu ați mers nevotat în Camera Deputaților. Este o mică diferență. Înțeleg că a avut loc o discuție cu Liviu Dragnea la Țebea. Eu nu cred că atunci s-a luat decizia, dar generic vorbind, atunci a avut loc o întâlnire în urma căreia dumneavoastră ați decis, părăsind poziția de președinte al Consiliului Județean, să candidați. Oamenii au votat lista Partidului Social Democrat și v-ați dus în Parlamentul României. Eu am înțeles că nici acum și cred că am fost de multe ori la noastră în emisiune, am explicat-o și am explicat-o la toate televiziunile. O mai explică, nu e nicio problemă. Conform tuturor datelor oficiale, locul unde vă aflați acum are audiență cam cât toate celelalte la un loc. Și e bine să o spuneți aici, să nu mai umblați prin 6-7 locuri. Sigur că da. Îmi amintesc, poate cu plăcere, unele date chiar cu așa o părere de rău, în 2016
înainte, cu două luni de zile de la începerea campaniei electorale, într-un comitet executiv național, eram prezent acolo și 79 de membri ai Comitetului Executiv Național, împreună cu președintele partidului Liviu Dragnea, căruia îi doresc și acum multă sănătate, să-i dea Dumnezeu sănătate și putere să treacă peste aceste lucruri care nu sunt tocmai plăcute. La acel comitet executiv, pe fiecare președinte de județ, ne-a întrebat clar, cu ce candidat mergeți la Consiliul Județean? Când am ajuns la Hunedoara, la Orențiu, cu ce candidat? Nu știu, acum nu se pot să spun în momentul ăsta, dar merg acasă și o să găsim un candidat bun cu care să câștigăm. În acel moment, vă spun cu toată sinceritatea maximă, că știți bine că răspunsul lui a fost clar, fără echivoc. Nu. Îți dai demisia din deputat, din Parlament și te duci și candidezi la Hunedoara. Dacă câștigi, în toamnă poate am nevoie de tine, vin apoi. Dacă pierzi Consiliul Județean, nu o să mai vin apoi. Aceeași problemă s-a întâmplat și cu domnul senator Cristi Răzmelță, pe care și dânsul l-a obligat să-și dea demisia din senator să candideze la Lupeni. Dar cum spus, era cu obligatul? Adică vă lua cu arcanul? Nu. Disciplina. La noi este un partid care era. Și acum este. Acum este un partid mare în care disciplina de partid se aplică fără comentarii. Mai mă repă la colțuri, după aș revin și spun, da, am înțeles, asta o fac. Am înțeles-o și eu, mi-am dat demisia, am venit, am pregătit alegerile, Dumnezeu m-a ajutat și cetățenii județului Hunedoara și am câștigat 18 consilieri din 33. Două partide politice au intrat în Consiliul Județean. PSD-ul, PNL-ul. PSD-ul 18 consilieri, PNL-ul 15. Deci am făcut o majoritate. Care v-a permis să puneți președintele? Care ne-a permis să punem președintele și cei doi vicepreședinți. După aceea... Unde sunt, apropo, iertați-mă? Unde sunt? Da. La Consiliul Județean, lucrează, amândoi. Am avut senzația că i-ați exilat pe undeva, pe la Teregova, prin județul Carcea. Unii și-au luat concedii, așa, neavând luat concediu de 2 ani de zile, și-au luat concediu să fie corect, alții au terminat concediu, unii au terminat concediu, au venit la lucru. Deci este o armonie, n-aș putea spune chiar perfectă, că atunci n-aș fi... Dar e armonie. Da, totuși este o armonie, așa, sigur că da. După care, la următorul comitet executiv, sau la al doilea, treilea, până luna iulie-august, până luna iulie deja eram președinte de Consiliul Județean, s-a stabilit că 70% dintre parlamentari să fie parlamentari noi aduși în Parlamentul României pe listele Partidului Social Democrat. O ambiție destul de mare a conducerii pe vremea aceea, 70% din parlamentari să-i schimbi și după care, așa cum spuneți dumneavoastră, după ce a fost alegerile, s-a văzut că vor să schimbe 70% să fie în parlamentar noi, cred că și-au dat seama că m-au știut oameni cu care să fie oameni cu experiență în Parlamentul României. Și chiar la Țebea, și bine ați spus dumneavoastră, că întotdeauna nu vă pot prinde niciodată să o spuneți pe după copac așa, o spuneți direct și corect. Chiar de serbările de la Țebea a venit domnul Dragnea și presa și televiziunea toată din județ și era și presa națională, l-a întrebat pe domnul Dragnea ce faceți cu domnul Nistor, că mai vine sau... Iar domnul Dragnea la acea vreme a spus următorul lucru. Îl rog pe Laurențiu și pe Cristi să se reîntoarcă în Parlament, fiindcă am luat decizia ca în toamnă să reînnoim Parlamentul cu 70% să vină parlamentari noi și asta înseamnă că trebuie să avem și oameni cu experiență care să continuă activitatea. Sigur că parcă nu mi-am prea convenit, dar disciplina de partid e disciplina de partid. Atunci s-a putut merge și domnul Ionuț, o spun de câte ori sunt întrebat, s-a putut să facă mișcarea asta între liste, fiindcă alegerea a fost nu vot uninominal, era vot pe listă de partid. Acum, de data asta, domnul Ionuț și stimați cetățeni ai Văii Jiului și a județului Hunedoara, vă confirm că voi candida
Voi câștiga președinția Consiliului Județean? Asta nu se știe, da. Dați-mi voie. Asta vă doriți. Domnul, dați-mi voie acum să-mi continui fraza. Acum, dacă tot mă întrerupeți, asta înseamnă că îmi pierd firul și nu mai știu. Nu îl pierdeți dumneavoastră, îl renodați repede. Deci, voi candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, voi câștiga și vă promit din suflet, stimați cetățeni ai județului Hunedoara, că voi rămâne președinte al Consiliului Județean Hunedoara pe mandatul de 4 ani, Dumnezeu să-mi dea sănătate, să fie bine, fiindcă legea s-a schimbat. Da, s-o știți eu foarte nu, bine. Cred, că, este eu nu vot, cred că... Este vot uninominal. Da, am înțeles, bun, nu mai puteți. Da, și de data asta nu se mai poate. Sper că nu doar legea vă va ține la Consiliul Județean, dacă de veți asta, nu, de data asta, nu numai legea. De data asta, dragostea și sufletul pe care îl pun pentru cetățenii acestui județ, indiferent dacă legea mi-ar permite sau nu mi-ar permite, indiferent dacă aș mai primi sau nu aș primi ordine, nu aș părăsi această funcție de președinte al Consiliului Județean Administrativ, pentru că țin prea mult la județul Hunedoara, am văzut ce a făcut PSD-ul în 4 ani și ce a făcut PNL-ul în 12 și ani. Și eu am văzut și abia aștept să discutăm. Și eu am văzut și eu abia aștept să mă provocați să vă răspund. Știți că ați avut o echipă slabă în fruntea Consiliului Județean Hunedoara. Acum eu respect părerea tuturor. Asta nu înseamnă eu știu că dumneavoastră sunteți de acord cu mine. Asta nu înseamnă că trebuie să fiu și de acord. Da, eu știu că sunteți. De data asta nu pot fi de acord. Pentru că știu că în general vă asumați lucruri. Eu, repet, am vrut să fac un anunț. Acum, în campanie electorală, îl difuzam gratuit, nu vi-l tarifam. Pierdut vicepreședinț Consiliul Județean Hunedoara, găsitorului recompensă, semnat PSD Hunedoara. Unde sunt oamenii ăștia? Campanie electorală, deci, domnul Nistor. Deci, mai avem 5 minute din prima parte, răspundeți repede ca să închei cu deci, domnul acești Toma. Acești oameni sunt implicați în diferite activități ale Consiliului Județean. Unu, mai puțin sau deloc nu se implică în politică, este clar că a spus că iasă din viața politică și trebuie să o recunoască. Și și-a asumat acest rol. Și-a asumat acest rol, îl joacă bine, Dumnezeu să-i dea sănătate, al doilea mișcă cu mișcă, dar nu asta este important. Important este următorul fapt, că avem o echipă de succes pentru județul Hunedoara, o echipă care este mobilizată de acum, în momentul în care s-a făcut lista, să rezolvăm problemele cetățenilor județului Hunedoara. Și în acest sens vă spun că chiar ne-am făcut o strategie de campanie electorală ca să nu mai fiu acuzat că nu avem o strategie de campanie electorală și cred că este în breaking news. Da. O să vă fac asta. Nu mai băgăm generic, dar bat eu de 3 ori în palmă și lumea știe că e breaking news. Strategia mea de campanie electorală, domnul Ionuț și stimați cetățeni, s-a bazat în totalitate pe programul și strategia de atragere de fonduri europene pentru perioada 2021-2024. Și vă spun foarte scurt. În cea de-a doua parte, să lăsăm pe domnul Toma să încheie. Am înțeles. Că mai avem 3 minute, ni se va alătura doamna Sarmiza Andronic în cea de-a doua parte și atunci domnul Nistor va avea posibilitatea să mai spună una alta. Fiind o doamnă, sunt convins că atunci o lăsăm pe doamnă să vorbească mai mult. Eu din respect. Dumneavoastră, eu aici, doamnele și domnii, sunt tot una. Aici, nu în afara studioului. Domnule Toma, concluzia, foarte scurt. Ce se va întâmpla de acum? Hunedoara nu-și mai permite experimente, cum nu-și mai permite nici România. Este nevoie de oameni cu expertiză profesională, cu probitate profesională. Vă fac cunoscut 3 chestii foarte, dar foarte importante din scurtul mandat al domnului președinte Laurențiu Nistor la Consiliul Județean Hunedoara. A fost singurul președinte care în doar 6 luni a făcut acel proiect prin care moderniza spitalul județean din Deva, făcea reparație capitale și pleca cu o secție de pediatrie total de la 0, 100 de milioane de lei. 100 de milioane de lei care se pare că de un an de zile guvernanții Partidului Național Liberal nici nu sunt interesați, nici nu sunt în stare să ducă mai departe această investiție. Este primul președinte de Consiliul Județean care la 3 zile după preluarea mandatului a făcut o promisiune devenilor și județului Hunedoara, spitalul județean din Deva va avea un RMN. Îl are și este funcțional. Păi este pentru prima dată înțeleg în că din 30 când de când e funcțional. Cum? Este funcțional. Este funcțional. Îl mai scoate câte unul din priză. Nu. La o parte este funcțional. Mă interesez eu până data viitoare. Ferească Dumnezeu să aveți nevoie, dar vă recomand dacă cumva avem unul la Petroșani. Vreo rudă de a Dumnezeu.
Remeneu nu este decât unul județ unde domnul doar. Ministru, este la Fidea de vreo 7-8 ani. Private? La Fidea, e un remeneu. Eu vorbesc la spitalele de stat. Spitalele de stat. Sigur că da. Nu, președintele la primul remeneu din județul Hunedoara a fost aici cu un medic primul remeneu la spitalele de stat din județul Hunedoara este la spitalul de stat din Hunedoara. Nu știu dacă nu a venit și ăsta la Petroșan, da. La numai 6 luni de la preluarea mandatului, în 6 luni scurte, a găsit acel master plan de modernizare a localităților din Valea Jiului și din județul Hunedoara prin apă și canalizare, prin care erau eliminate 32 de localități. 32 de localități care a luat master planul de la zero și l-a făcut. La fel și a inclus toate cele 32 de localități. Ultimul minut, vă număr ca pe vaștag. Ultimul minut, cum vreți dumneavoastră, nu mă numărați chiar ca pe vaștag, că nu sunt atât de performant, încerc, v-am spus, să țin ștacheta cu dumneavoastră. Ideea este următoare. Ați văzut un primar performant la Hunedoara, primarii PSD Dan Bobotanu, care a făcut în 4 ani cât 27 de ani de administrație de dreapta. N-am fost, nu m-ați invitat la un șpriț pe la Hunedoara. Vă invităm cu drag, încă o dată. La fel avem pe Costel Avram, petroșenenii au șansa să schimbe un primar performant, să schimbe cu un primar performant. Tiberiu Iacob Driții, nici măcar în invitațiile care le aveam la Casa de Pensii împreună, nu știa ce să le spună pensionarilor. Nu avea... Vă întâlniți pe acolo acum cu domnul Astrila. Toți primarii din Valea Jiului. Mulțumesc pentru invitația. Din Valea Jiului cu unul ne-am întâlnit cu primarul de la Lopet. Mulțumesc pentru invitația de la Hunedoara. Președinte al Consiliului Județean Laurențiu Nistor, consilierii județeni de pe lista Partidului Social Democrat, vă rog, votați primar la Petroșani, colegul și prietenul nostru, Costel Avram, și consilierii dânsului de pe lista Consiliului. Mulțumesc, domnule Toma, facem Petroșani. O scurtă pauză. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Rămâneți că vă decablăm noi. Ni se alătură așadar doamna Sarmiza Andronic în doar câteva minute, susținător al domnului Laurențiu Nistor. Nu mai spuneți nimic, domnule Toma, nimic, că nu mai avem vreme să ne împăcăm. Nu mai în prelungiri, deci de asta trebuie un timp de joc. Nu mai avem vreme să ne împăcăm. Încerc să centrez. Publicitate, dragii mei. Doamnelor și domnilor, cum vă spuneam, ni se alătură un om al județului Hunedoara, care sigur, chiar dacă nu își mai desfășoară activitatea, în acest colț de țară este aproape de hunedoreni, acum aproape de Laurențiu Nistor și de echipa domniei sale pentru Consiliul Județean Hunedoara, doamna Sarmiza Andronic. Bună Bine ziua. Ați venit! Bună ziua! Mă bucur mult să fiu în studioul noastră. De când nu ați mai fost în Valea Jiului și care a fost impactul când ați revenit în această zonă? Mă bucură foarte tare întrebarea dumneavoastră, pentru că exact la asta mă gândeam în momentul în care am intrat în Petroșani. Am fost acum vreo 5 ani. Dar n-am văzut prea multe diferențe, poate 2-3 gropi mai multe. Știu, sunt puțin răutăcioasă, dar m-ați întrebat pe mine personal. Așa că vă răspund eu personal ce am simțit eu. Am înțeles. Nu știu pe care drum ați intrat, ca să vă contrazic sau nu, dar păi nu puteți dezbate. Să mă contraziceți, pentru că atunci când ai un primar care are foarte mulți ani în funcție, parcă nu își mai poate găsi scuze. Da, adică eu cred, și cu siguranță dumneavoastră știți acest lucru, că marea majoritate a cetățenilor cer infrastructură, cer drumuri. Și eu cred că un primar de succes astăzi în România este cel care oferă această posibilitate, deschide drumul spre Consiliul Județean, cere bani și și primește ca să-și poată realiza planurile. Toate, dar absolut toate programele au în conținutul lor aceste drumuri. Spuneți-mi, de ce îl susțineți pe Laurențiu Nistor, aci de față, și echipa domniei sale pentru Consiliul Județean? O să vă mărturisesc că prima dată am cunoscut-o pe Natalia Intotero, atunci când domnia sa era ministru al românilor de pretutindeni, și e o poveste foarte frumoasă pe care o spun întotdeauna cu mult drag, pentru că am cunoscut-o la Roma. Ei, sigur că a fost o conexiune imediată, având în vedere că am aflat că suntem amândouă din Hunedoara, da? Deci cum e să fii din Hunedoara, să-ți desfășori activitatea la București și să te cunoști cu cineva la Roma? Tot din Hunedoara. Aveam un proiect în care eram cumva implicate. Și prin Natalia l-am cunoscut pe domnul Laurențiu Nistor, l-am cunoscut în Parlamentul României. Recunosc că l-am cunoscut la o cafea prima dată.
a venit în cercul în care eram și a doua sau a treia oară n-am fost foarte atentă la domnul Laurențiu Nistor. Știam că este deputat de Hunedoara, însă la un moment dat s-a produs un click în capul meu și acela s-a produs atunci când domnul Laurențiu Nistor a luat telefonul și s-a înfuriat și a spus: nu mă interesează că primarul nu este al nostru, mă interesează să faci ceva pentru oamenii ăia, da? Și atunci am devenit foarte atentă și am... pentru că tehnologia e la... Mă surprinde la câți primari are PSD în județul Hunedoara, cum a mai avut timp să se ocupe și de alții? Credeți-mă că... Deci eu vă spun ce am auzit. Dacă domnia sa vrea să explice, n-are decât nici nu știu cu cine a vorbit la telefon. Cu cine? Vă mai aduceți aminte? Era momentul în care încercați să-l lămuriți pe Tiberiu Iacob Ridzi să vină la PSD? Era momentul, dacă... Și știți că sunt totdeauna sincer, era momentul în care... Noi trebuia să ne zbatem pentru județul Hunedoara și, repet, anul 2017, când PSD-ul a creat, a proiectat PNDL 2, Programul Național de Dezvoltare Locală. Și vă spun sincer că discutam cu un deputat, nu-i dau numele, și mă ruga, știți, măcar un proiect fiecare primar de-al nostru poate să primă. Și am spus, nu, pe mine nu mă interesează primarul, pe mine mă interesează comunitatea. Și dacă proiectele sunt bune, va primi primarul și bine întocmite, va primi primarul 4, 5, 7 proiecte câte a făcut. Și iată că s-a întâmplat treaba asta. Deci ăla a fost momentul în care discutam la telefon și a spus, pe mine mă interesează județul, nu culoarea politică a primarului. Fiindcă o repet și am mai repetat de atâtea ori. Pentru mine, ca deputat și ca viitor președinte al Consiliului Județean, încă o dată o repet. Dar totdeauna când cobesc bine. Totdeauna m-a interesat cu ce se ocupă administrația publică, cât se zbate pentru cetățenii județului și ceea ce pot eu face în calitate de deputat și colegii mei de la PSD pentru județul Hunedoara. Dar sunt fiindcă totuși multe primării liberale dezavantajate, care nu au primit bani. Vreți să renuim iar discuția? Am o hârtie în birou, dar nu pot pleca vreau acum. Pentru că două zile am fost alături de domnul Laurențiu Nistor. O să am timp probabil pe parcursul minutelor următoare să întregesc răspunsul la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, însă vreau să vă mărturisesc că l-am însoțit zilele acestea în câteva localități, unde, mă rog, mai sunt și primari liberali. Și ce m-a impresionat foarte tare, faptul că domnia sa a venit întotdeauna foarte bine pregătit, cu o hârtiuță, da, așa, mititică, pe care scria niște cifre. De fapt, erau sumele pe care primarii aceia liberali le primiseră de la Consiliul Județean și cu care nu se întâmplase nimic. Și atunci, în discursurile pe care eu le-am auzit din partea domnului Nistor, am auzit aceste sume și niște întrebări care nu și-au găsit răspunsul. Unde sunt proiectele sau unde sunt banii? Da, la Petroșani aveți o asemenea hârtie. Da, și la Petroșani sunt programe, știe domnul Ridzi, l-a primit pe PNDL exact toate proiectele depuse. Mai mult, a primit domnul Ridzi fără nicio datorie față de mine. Ba, totuși, a dat o cafea la el în birou, trebuie să recunosc. Eu cred că mai multe. Acum nu știu care pe unde le-ați dat, dar vreau să au vă fost spun mai că multe. Nici eu nu pot să le număr de câte ori am fost el. Sigur că da, de fiecare dată o dat câte o cafea. Acum stați încă bine. Stau bine. Câte cafele. Cum să nu stau bine, că nu beau mai mult de 10 cafele pe zi, așa că stau foarte bine. Deci, domnul Ridzi Plus a fost ajutat foarte mult, fiindcă nu pentru el, repet, pentru cetățenii din Petroșani, când i s-a dat anul trecut 100 de miliarde de lei pentru reparația capitală și 4 la spital și 40 de miliarde de lei pentru achiziții și dotări la spitalul din Petroșani, fără a mă duce la directorul spitalului să-i spun: domn director, pentru banii ăștia treci la PSD. Nu m-am dus și nu mă voi duce niciodată. Nădăjduiați că va trece primarul la PSD. Niciodată. Doar aceste lucruri sunt cunoscute. Păi cred sigur, că nici nu le-ați negat. Că nu s-a întâmplat în cele din urmă. Credeți că au fost niște bani care au intrat într-un spital.
De ce credeți nu mai pune problema cine ce în ce context ne punem și această problemă? Eu cred că este foarte important de cum beneficiază cetățenii acestui oraș de acest spital și de dotările pe care le are cu banii primiți de la domnul Mistor, sigur, din bugetul Consiliului Județean. Nu din bugetul Consiliului Județean. Au fost și nerambursabile. Haideți să vă spun ceva. De la Guvernul României sunt acei bani pe care, de altfel, a recunoscut primarul din Petroșani că e obținut cu largul concurs al dumneavoastră. Oh, ce bine ar fi să spun asta în campania asta. Nu, a spus-o în afara campaniei, dar o spun eu încă o dată. Dar o spune și la televizor și el, cred că. O spune și el la televizor, cred că. Nu știu, discutați, negociați cu domnia sa că așteaptă. Dați-mi și mie, ați venit și nu mi-ați adus niciun pliant. Vă dau eu. Da, domnul Nistor. Vreau... Vi le las. Da, nu mi le dați acum. Sunt ușor frustrat că nu am. Uitați-vă ce frumoase sunt. O să vă rog, le apreciați dumneavoastră, să vă uitați un pic pe ele, pentru că mie mi se par foarte credibile. În sensul în care aveți aici toate informațiile. Eu personal vă mărturisesc că de mai bine de 12 ani de când fac campanii electorale și de când, mă rog, de data asta îl susțin pe domnul Laurențiu Nistor, nu lucrez pentru domnul Laurențiu Nistor, aș vrea să se rețină acest lucru. Să știți că nu am văzut niciodată un astfel de pliant în care să se scrie cu subiect și predicat când au fost încheiate contractele, ce sume au fost alocate, de unde vin acești bani și când urmează să se, dacă s-au încheiat aceste proiecte și, sau când urmează să se încheie aceste proiecte. Mie mi se pare că există o transparență pe care eu personal nu am găsit-o nicăieri. Și acum, dacă îmi permiteți, o să fac o comparație cu acest fluturaș pe care îl are domnul Adrian Nicolae David și care este neterminat. Dacă dumneavoastră îmi permiteți, o să vi-l dau și o să vă rog să citiți ultima frază. Da, eu nu citesc ultima frază. Vă rog frumos să o citiți. Păi o citiți dumneavoastră, dar Să o citesc eu. Vreau să văd despre ce este vorba. Vă spun eu despre ce este vorba. Eu cred că e un pliant de precampanie. Eu vă spun că este un pliant de campanie. Însă vreau să vă spun de campanie arată altfel. Bine, acest pliant... Eu ăsta l-am văzut și în campanie și în precampanie. Nu, e altul acum. Vă citesc eu, îmi permiteți? Vă propun să fim parteneri și să construim împreună un județ de care. Și s-a încheiat. Este o superficialitate pe care eu nu pot să n-o taxez ca om de comunicare și de imagine. Căutați unul bun? Nu caut unul. Am eu unul, îl corectez acum cu pixul. Ideea este că nu știu ce aveți dumneavoastră acolo, însă corectați-l lui Nistor. Dar nu este pliantul de campanie, de precampanie. Dacă și atunci cum a ajuns la mine? Adică întreb și eu la prietenii mei. Nu știu pe ce surse. Știu că în precampanie a fost acest pliant. În campanie am văzut un alt pliant, acum nu știu. Haideți și nici să vă spun ceva. Eu țin foarte tare și la nivel național, țin foarte tare la această transparență. Și o să fac o mică paranteză, dacă îmi permiteți. Am fost un combatant redutabil al domnului Florin Câțu, pentru că niciodată nu s-a dus în Parlament să explice cum e la comisie. Și eu sunt un combatant al domnului Câțu. Vreau să văd transparență. Vreau să văd nu doar că acești candidați știu problemele oamenilor, ci și felul în care ei le rezolvă. Și atunci putem vorbi de transparență și de credibilitate. Domnule Nistor, spuneți-mi trei puncte importante. Sigur, o să studiez, n-am timp acum să și citesc, să și fiu atent, că cine știe ce spuneți după aia. În prima parte... Trei puncte importante în prima parte din programul emisiunii, dumneavoastră. În prima parte a emisiunii v-am cerut voie să vă spun că, deși eram acuzat că nu avem o strategie de campanie electorală și v-am spus că vă spun ceva breaking news pentru dumneavoastră. Ați aplaudat, dar nu m-ați lăsat să spun. N-am aplaudat, n-aveam semnalul de breaking news și eu sunt înțelegător. Tot programul meu de campanie electorală, strategia de campanie electorală a mea ca președinte și a viitorului Consiliu Județean, l-am structurat și m-am bazat pe programul de dezvoltare economică și socială a județelor și orașelor României. Și vreau să vă spun, în breaking news asta, că contracandidații mei nici n-au ajuns să citească aceste lucruri, nu le-au văzut. Pe data de 27 august s-a încheiat seria consultărilor publice cu Ministerul Fondurilor Europene referitor la Programul Operațional de Tranziție Justă, pe scurt POTJ. Programul Operațional de Tranziție Justă va avea fonduri alocate de la Uniunea Europeană 20,030 de milioane de euro.
și breaking news, 6 județe vor primi finanțare, 6 județe, Hunedoara, Cluj, Prahova, Galați, Dolj și Mureș. Este breaking news pentru cetățeni și pentru contracandidații mei. Iată că... Dar care e meritul dumneavoastră? Deci, că nu, cele 6 județe, că nu înțeleg... Nu, eu nu vorbesc de meritul. Eu vorbesc de structurarea programului de campanie al meu, exact pe acest program de dezvoltare deci economică. Deci l-ați pliat, ați avut pile acolo, v-au spus. Nu știu, județele eu astea n-am le avut pile la Uniunea Europeană. Ei, nu. Uitați-vă ce scrie pe pliantul pe care vi l-am dat. Pe care dintre, nu dumneavoastră vi l-ați dat, nu, a fost doamna Andronic. Întoarceți-l, nu, eu vi l-am dat, eu vi l-am dat. Aici, uitați-l. Am structurat strategia de campanie. Sănătate, drumuri, rețele de apă și apă, parteneriate, mediul, turism, patrimoniu social, capitole. Educație, agricultură, administrație, cultură, sport și cultă. Ați văzut pe 14 capitole. Și revin, acest program operațional, care este mai multe puncte și nu o să avem timpul să-l discutăm în 3 zile, dar primul lucru pe care vă-l spun, că este structurat pe mai multe capitole, de exemplu, o tranzacție justă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial pe care a IMM-urilor, a cercetării și inovării în România. Știți bine că guvernul PSD, știți bine, a pus o... Care dintre ele? Ultimul guvern, a PSD, Viorica Dăncilă și toate guvernele, a pus o bază deosebită pe IMM-uri și foarte, foarte multe persoane din județul Hunedoara au făcut programe pe IMM și au primit și finanțare. Sunt bucuros că chiar astăzi, în Petrila, în Aninoasa, o familie de tineri, soț, soție, m-au abordat pe stradă, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc din suflet dumneavoastră și PSD-ului, fiindcă prin programul IMM-ul am obținut fonduri europene și mi-am dezvoltat o fabrică de pâine care mirosea pe stradă a pâine frumoasă, pe vatră, așa. Da, e un loc unde merge toată Valea Jiului. Vedeți? Vedeți? Să cumpere pâine. Vedeți? Aș vrea să o întreb pe doamna Andronic, în condițiile în care avem un președinte al statului care, sigur, a ieșit de mult din matca constituțională, da, bună, care matca, ne bravo. Promite că nu vom avea un premier de la Partidul Social Democrat nici de cum. În aceste condiții, sigur că mulți dintre cei care ne privesc, ce șanse ar avea un președinte de Consiliul Județean dintr-o altă direcție politică într-un context ca acesta? Întrebarea dumneavoastră este foarte bună, dar știți că decizia îi aparține. Fără doar și poate. Evident. Ceea ce pot eu să comentez este doar această nedreptate care ar putea să se întâmple vis-a-vis de acțiunile pe care le întreprinde domnul președinte Klaus Iohannis. De fapt, nu știu dacă știți, dar eu sunt un critic vehement al acțiunilor pe care domnia sa le are și a ieșirilor pe care le are, pentru că mie mi se pare, eu făcându-mi lucrarea de doctorat pe purtătorul de cuvânt, mie mi se pare că domnia sa se pliază perfect pentru purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Așadar, este o nedreptate, asta pot să comentez, însă eu nu cred că un președinte de Consiliu Județean, nu, ca domnul Laurențiu Nistor, fără doar și poate, nu știe să rezolve aceste probleme sau nu poate să rezolve aceste probleme, cu sau fără președinte, cu sau fără premier, și spun asta pentru că unul din motivele... Cu sau fără guvern? Păi, cu sau fără guvern, pentru că chiar nu se poate ca Partidul Național Liberal să întoarcă spatele tuturor. Adică aș putea să cred că, că cei de la Partidul Național fac asta, dar n-aș putea înțelege. Eu cred că la un moment dat nu se vor întoarce doar spre Hunedoara, pentru că nu va câștiga doar Hunedoara, doar la Hunedoara Partidul Social Democrat. Adică eu sper ca ei să iasă din această matca lor și să înțeleagă că oamenii, românii, sunt peste tot în toate județele. Ce înseamnă asta? Adică dacă nu câștigă Partidul Național Liberal, înseamnă că ceilalți nu contează? Nu ar fi mai bine să dea dovadă de echilibru? Nu ar fi mai bine să dea dovadă de înțelepciune și să-i trateze pe toți românii la fel, în funcție de, sigur, programele pe care ei le au? Domnule Nistor, cum veți gestiona o astfel de situație în condițiile în care, iertați-mă, Partidul Social Democrat nu mai este cel care era pe vremea lui Liviu Dragnea,
un partid aplicat, Dragnea, dacă depunea o moțiune de cenzură, trecea înainte să se discute. Acum n-ați reușit nici să vă adunați. Nu este, nu aveți dreptate. În momentul în care vine acum, dați-mi voie să vă pot și eu contrazice. Da, puteți. Sigur că acum da. Trebuie să aveți și argumente. Cu argumente. Și dacă nu o să vă lămuresc, o să vin la altă emisiune. Sunt, mai avem 7 minute da, din această discuție. Atunci trebuie să ne grăbim un pic. Breaking news, vreau să vi-l prezint, chiar nu m-ați lăsat. Dar în fine, timpul scurt. Păi, prezentați. Cum ne descurcăm? Partidul Social Democrat este același partid ca și cum a fost pe vremea lui domnul Dragnea. Diferența care este, atenție, diferența care este, dacă Ludovic Orban, Lucovit 12 sau 19 sau nu știu câți zic ăștia, nu jigniți, așa se spune prin preză, televiziune. Prin presa, așa, acum, așa, presa poate spune ce vrea, oamenii spunea, dacă eu jignesc, am să-mi spuneți dumneavoastră următoarea frază, dacă jignesc. Spunea la televizor, puneți mâna pe par și dați pe primare PSD, pe președinții de Consiliu Județene. Asta. Am văzut această declarație, Să vă spun. Europarlamentarul Rareș Bogdan, vă rog să ferecați ușile pentru PSD, n-are voie să intre. Știți cum le-au ferecat? Au luat 147 de primari de la PSD și o las pe doamna Sarmiza să spună ce au făcut astăzi prefectul de Hunedoara. Ce oameni sunt ăia care trec atât de ușor dintr-o barcă în alta? Ce oameni sunt cei care și-au putut joc de ei astăzi? Da, pentru că am înțeles că au fost suspendați. Adică ei chiar nu mai sunt primari în acest moment și pe mine mă revoltă acest lucru pentru că urmează să înceapă școala. Și știți foarte bine că s-a aruncat în cârca primarilor această responsabilitate. Pe mine mă sperie, pe dumneavoastră nu? Domnul Ionuț, îmi dă de gândit. Domnul Ionuț, să nu mai rodăm pe după copac, să o spunem direct. Vineri s-a primit de la ministru de interne, administrație de la interne, de la Marcel Vela. De la Marcel Vela, domn, nu știu că nu prea e domn așa. S-a primit un ordin către prefecți să analizeze, să-i transmită urgent situația fiecărui ales local, primar sau consilier, și să fie destituiți, nu, să fie încetat mandatul urgent. Astăzi a primit prefectul nostru faliment, a și trimis la toți primarii... Prefectul Vasilică Potecă, nu faliment. Vasilică Carade, bun. Cum vreți da. Să... Bun. Nu, a trimis domnul Ionuț, a trimis la primarii noștri din județ ordin de încetare a mandatului înainte de termen. Ce zic, bine le-a făcut. Ce zic cei trei primari... Dar eu cu acești oameni lipsiți de caracter în momentul politic... Care tu, partid politic, PNL, tentezi oamenii să treacă la tine și acum îi dai afară cu 12 să presupune că... dați-mi voie să fac o remarcă. 3 minute mai avem, vă rog. O las pe doamna. Păi oricum, bănuiesc că o să continuăm după, nu? Și o să mai am timp să vorbesc. Nu o să mai continuăm, e gata emisiunea. E gata emisiunea. Da, 3 minute. Atunci o să-mi permit să... domnul Vasilică. Atunci o să-mi permit să fac două observații. Vis-a-vis de moțiunea de cenzură, eu nu aș privi-o ca pe un eșec, pentru că eu cred că în acest moment scena politică este foarte bine delimitată, știe Partidul Național Liberal și știu oamenii cine este la putere și cine este în opoziție. Până acum știți foarte bine că mesajele naționale de la USR, de la PMP erau cu tentă de critică spre adresa... Cumva, da. Cumva, spre guvern. Ei, acum aceste mesaje nu mai sunt credibile. Nu au fost nici atunci, dar iată că acum s-au definit. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este foarte adică bine... Adică s-au separat apele. S-au separat apele, ceea ce este foarte bine pentru electorat, pentru că electoratul nu mai bâșbâie. Da? Iar referitor la domnul Potecă, vreau să vă mărturisesc un lucru. Eu predau la Institutul Diplomatic Român comunicarea cu mass media. Și am remarcat un lucru, că noi... trainerii, lectorii, îi învățăm pe oameni cum să reacționeze sau cum să interacționeze cu un jurnalist. Niciodată nu știu dacă un jurnalist a învățat cum să interacționeze cu politicienii prost educați. Și spun asta pentru că astăzi am auzit o înregistrare în care domnul Potecă îi spunea unei jurnaliste, vă răspund dacă vreau.
Dar de purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, care nu știa că e un microfon deschis pe masă. Să știți că fiecare plătește pentru gafele pe care le face. Dar haideți, nu putem să îl scuzăm pe unul pentru gafele celuilalt. Mulțumesc pentru participare. Eu sunt dezamăgit de Partidul Social Democrat. Speram acest guvern să pice, pentru că sunt dezamăgit de modul în care dumneavoastră au lucrurile. Să fiți dezamăgiți, da, dumneavoastră de cei care sunteți neputincioși, adică n-ați putut să-i dați jos. Și ați compromis ideea asta. Până acum le era teamă cumva. Nu e compromis. Dar dacă vin oameni noi și încep să lupte pentru Partidul Social Democrat, om trăi și om vedea. Mulțumesc că deci, ați venit. 100% nu este compromisă moțiunea de cenzură. Mulțumesc că ați venit. Păi nici n-a fost. Adică vorbim de o prăjitură. Nu a fost, nu și-a atins acel scop pentru care a fost depusă. Da. Dar asta nu înseamnă că nu a lămurit. Mulțumesc că mi-ați dat două pliante. 1000 de euro e aici. Da, da, am da. Înțeles. Dar cu o condiție. Ca să-i liniștim pe cei... Să nu le dați la cei la care sunt concurenți. Pliantele sau bani? Nu, pliante. Mulțumesc pentru participare. Mai glumim, doamnelor și domnilor, din când în când. Sper că nu v-ați pierdut simțul umorului. Nu lăsați campania electorală să vă urățească. Nu, eu spuneam așa, broșurile le-am dat personal pentru am înțeles, de să nu le dau la nimeni. Nu, cred mulțumesc că să le țineți după ce le studiam. Nu, să le țineți minte și peste 4 ani să mă întrebați de ce n-am scurt moment publicitar, ce surpriză v-am pregătit eu de acum 4 ani, dar vine săptămâna viitoare. Continuă colegii mei, doamnelor și domnilor, asta a fost totul pentru astăzi. Eu vă mulțumesc, rămâneți în continuare alături de noi.